Părerea mea este că domnul Rareș Bogdan are un rol mesianic în toată povestea asta cu țărișoara asta noastră și cu ce urmează să ni se întâmple. A salvat de la groapa de gunoi a istoriei PNL-ul și a fost numit vicepreședinte. E un preț. Și mai nou, uitați-vă că l-a vindecat de ciumă roșie pe Chirică, aplicându-i un tratament cu ciumă galbenă. Deci, domne, e un spectacol rar de jocuri și lumini. Am văzut mai de mult o emisiune. Nu copiii... știu dacă glumiți sau vorbiți... Păi, nu făcea parte din ciuma roșie, Chirică? Da. Cum e atinge... Păi și acum e gata, e spălat, e curat, e vaccinat. Deci există tratament, asta vrei da, să spun. Da, cu cealaltă bateria ciumei. Perfect. Da. Trebuie să încheiem.